Bună seara, dragilor! Din nou împreună pe Accent TV Oltenia. Cu noi viața este mai frumoasă și împreună cu dumneavoastră încercăm să dezbatem subiectele importante ale acestei zile și de ce nu ale acestei săptămâni, pentru că ne aflăm deja la jumătatea acestei săptămâni și, bineînțeles, ne găsiți în mediul online acolo pe Accent TV. Vă stăm la dispoziție cu toate propunerile și recomandările pe care doriți să le înaintați către noi și, de asemenea, în studio ne onorează cu prezența domnul Octavian Marinescu, consilier per Craiova. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și totodată președintele ședinței de Consiliul Local din municipiul Craiova de astăzi, pentru că știm foarte bine, a fost ședință de Consiliul Local aici în Craiova și am văzut foarte multe proiecte trecute, dar pe de altă parte și opoziție, așa cum ne-am obișnuit, foarte multă gălăgie și să sperăm că în perioada următoare vom asista și la o opoziție constructivă care să se reflecte în proiectele benefice pentru Craiova și de ce nu pentru Oltenia. Având în vedere că sunteți un politician tânăr, domnule Marinescu, aș vrea să vă întreb în primul rând cum ați fost perceput dumneavoastră când ați intrat în politică, că de regulă știm tinerețea nu prea este un avantaj așa cum este privită de către cei care au ștate vechi, ca să spun așa, în acest domeniu. Așa este. Sincer să fiu, nu m-am privit ca pe un politician. Am încercat să vin în sfera aceasta politică cu practic cu expertiza pe care o aveam eu și ce puteam eu să ofer din punct de vedere profesional. Bineînțeles că aveam mult de învățat, aveam foarte multe chestiuni care îmi doream să le exprim și să ajut, dar mi-am dat seama că trebuie să parcurg o serie de etape de înțelegere la cum funcționează administrația publică. Și cred că deci până v-ați familiarizat prima dată cu aparatul administrativ, prima dată l-ați studiat de la statul ăla și avea după aceea v-ați integrat. Adică marea majoritate se aruncă exact cum plonjează așa în apă și acolo e plin de rechini. Cred eu o greșeală de altfel, pentru că de multe ori ai impresia că lucrurile din exterior sunt într-un anumit fel și ajungi acolo și îți dai seama că nu seamănă deloc lucrurile cum ți-ai imaginat și atunci, parcurgând aceste etape de experiență și de înțelegere față de ce înseamnă administrația publică, poți cumva să vii, să adaptezi ideile și practic expertiza ta la exact ceea ce este nevoie pentru a aduce rezultate de altfel, că asta încerci să faci, să aduci un plus cu expertiza ta. Deci încerci să te adaptezi la cerințele din teren, nu forțezi cerințele din teren să te adaptezi la aptitudinile tale, pentru că mulți din nefericire comit această eroare și nu își dau seama de ce nu au succes, de ce au probleme, de ce există sincope sau nu prea văd bine lucrurile, pentru că ei de fapt forțează conjuncturile politice să se adapteze la ceea ce își doresc ei sau la convingerile lor personale. Nu se adaptează ei la ceea ce există în piață. Asta și mai este o chestiune importantă, să nu uităm că la administrație publică lucrăm cu lege. Nu poți să vii să implementezi anumite chestiuni care sunt contrare cu regulamentele și legislația în vigoare și atunci când vii și propui un lucru, un proiect, o inițiativă, trebuie să te asiguri că totul este legal, totul este conform regulamentelor și totul poate decurge exact cum ți-ai imaginat, dar să îndeplinească aceste criterii. Apropo de zona aceasta de legalitate la care ați făcut trimitere, să știți că există foarte multe gălăgie în foarte multe consilii municipale, numai la dumneavoastră, da? Cu intermediul cărora opoziția găsește o găselință din asta mică și se manifestă foarte zgomotos. Credeți că asta este o soluție pentru buna conlucrare în consiliile locale sau, din potrivă, este doar un câștig, o dorință de câștig a celor care se află în opoziție pe seama proiectelor importante care de multe ori țin în loc dezvoltarea unei comunități? Să știți că de multe ori constat o chestie destul de tristă, ca să spun așa. Anumiți consilieri din opoziție privesc aceste ședințe ca pe niște conferințe de presă. Așteaptă să ajungă microfonul la ei, își spun părerea, dar de multe ori ignoră complet documentația și ce înseamnă punctul respectiv pe ordinea de zi, concentrându-se doar pe mesajul politic pe care îl au, ratând complet substanța punctului de pe ordinea de zi la momentul respectiv. Dar credeți că sunt interesați de substanță în momentul în care au o astfel de abordare sau se manifestă mai degrabă în zona de propagandă? Pentru că propaganda de regulă face de servicii substanței și invers, substanța face de servicii propagandei. Cred că de multe ori propaganda este principalul obiectiv acestor lor de cuvânt, dar în același timp cred că și oamenii au început să-și dea seama că nu așa se face politică, nu așa se face administrație și genul acesta de propagandă observ atunci când îl derulează în spațiu online că nu are aceeași tracțiune de care ar avea nevoie și undeva eu cred că unul dintre motive este faptul că oamenii își dau seama că încearcă să fie manipulați cu acel subiect și nu neapărat li se oferă o imagine reală, ci doar perspectiva partidului respectiv care încearcă să-și facă acea activitate de opoziție. În structura Consiliului Municipal Craiova, știu că sunt doar câteva partide care au intrat acolo. Vorbim aici de Partidul Social Democrat, vorbim de Partidul Național Liberal, vorbim de PER-ul pe care îl reprezentați dumneavoastră și vorbim de USR-ul.
Dar totuși, în ciuda la faptul că sunt doar câteva partide acolo, e foarte multă încăierare, e foarte mult zgomot, sunt foarte multe neînțelegeri, adică au făcut deliciu presie atât la nivel local cât și la nivel central ce se întâmplă acolo. E o soluție pentru Craiova în momentul în care abordezi într-o zonă din asta butaforică administrația publică locală sau, din potrivă, în momentul în care ești perceput astfel și la nivel regional și la nivel național, zic că este o pată de imagine și nu prea ar fi de bun augur pentru partidele politice care promovează o astfel de schemă politico-administrativă la nivelul Craiovei? Eu cred că partidele, fiecare partid are agenda lui și are stilul lui de a comunica cu electoratul. Fiecare partid are foarte bine punctat asta. Bineînțeles. Și atunci, anumite partide, cred eu, că își ghidează această activitate în consilii și activitatea politică după propriile viziuni asupra cum ar trebui să comunice cu electoratul. Problema este că de multe ori se pierd în această comunicare și își iau rolul de opoziție puțin cam în serios, ratând complet chestiuni care țin de raționament și concentrându-se foarte mult pe partea aceasta emoțională, în care noi suntem partidul de opoziție, noi trebuie să fim împotrivă la tot, noi suntem cei care protejăm cetățenii, nu ținem cont de nimic altceva. Și cred eu că aici greșesc, în sensul în care foarte multe proiecte, cred eu că ar fi avut logică să fie susținute, dar dat fiind faptul că erau propuse de către executiv, s-a apelat la situația în care a fost împotrivă la tot. Ați fost astăzi președintele ședinței la municipiul Craiova, la ședința de Consiliu Local. Ce nemulțumiri aveți dumneavoastră sau ce v-ați dori de la ședințele de municipiu la Consiliul Local, prin intermediul cărora să este un spirit benefic, ca să spun așa, în întâlnirea pe care o faceți dumneavoastră și, din potrivă, să nu mai vedem acele agațamente de absolut orice chichiță prin încercările cărora încearcă să apară în spațiu public cu propaganda din aceasta de partid, propaganda deșanțată, propaganda, zic eu, de rău augur, care eu zic că nu o văd că mai prinde la electorat, dar, din potrivă, în ciuda la toate lucrurile astea, sunt destul de aprig promovate astfel de tehnici de manipulare, zic eu, destul de ieftină. Ca și președinte, rolul președintelui de ședință este relativ minor. El trebuie să conducă într-adevăr ședința, dar consilierii în sine au acel regulament de funcționare a Consiliului Local care prevede toate aceste activități, precum și conduita în timpul ședințelor. Și atunci, cred eu că este o chestiune care ține mult mai mult de fiecare consilier în parte și cum alege să se comporte în aceste ședințe și mai puțin de rolul președintelui. Președintele, într-adevăr, poate la un moment dat să intervină și să atragă atenția unor consilieri, dar este dificil să se impună la modul să dicteze exact ce se întâmplă. Totul ține de atitudinea consilierilor și cum văd ei să se manifeste în aceste ședințe de consiliu. Deci e bine că pe de o parte nu i-a certat, pe de altă parte l-ați atras atenția pentru-un discurs de bun simț cum ar trebui să comporte în aceste ședințe de consiliu local, iar pe de altă parte ați evitat orice sancționare a derapajelor care se provoacă în ședințele de consiliu municipal. În structura acestei administrații publice locale din Craiova, vă așteptați ca în perioada următoare, având în vedere că urmează un an electoral, să se agite spiritele sau, din potrivă, va exista o așezare, nu știu, o calmitate, deși eu mă îndoiesc pentru că în anul acesta preelectoral, deja de pe acum încep unele săbii să iasă așa ușor-ușor din teacă, nu mai zângănesc. Au zângănit anul trecut, dar acum văd că ușor-ușor încep să fie scoase. Eu, ca și tânăr și ca și debutant în Consiliu, pot să spun că toate lucrurile pe care le văd în perioada aceasta sunt destul de noi. Am apucat să văd, începând cu anul acesta, cred că prima ședință din ianuarie, am apucat să văd BNR în fața ședinței, am apucat să văd diverse conferințe de presă în ultimul timp, care sunt care mai de care mai, pot să le spun, ciudate din punctul meu de vedere, pentru că nu le văd sensul. Și atunci văd că în perioada imediat următoare lucrurile se mântețesc în ceea ce privește bătălia aceasta politică și cred eu că undeva se deplasează de raționament tot ce fac, pentru că se transformă în niște atacuri care vin rând pe rând, fără neapărat să aibă un target sau să urmărească un rezultat, ci pur și simplu să atace de dragul de ataca. Deci, să vă răspund la întrebare, da, cred că în perioada următoare se vor întăți luptele politice. Apropo de cele menționate dumneavoastră, vorbeați de atacuri la persoană, vorbeați de lucruri nu tocmai ortodoxe în modul acesta de manifestare politică în ședințele de Consiliu Local, pentru că sunt extrem de politizate de cei care încearcă să atragă atenția asupra lor. Rețeta aceasta a funcționat o perioadă bună de timp, dacă stăm și ne uităm până mai de ună zi la ce a făcut acel PPDD, la ce au făcut anumite structuri politice care, pentru un mod zgomotos, s-au manifestat în spațiu public. În perioada următoare se vehiculează de o alianță între PSD și PNL, nu știu dacă va fi
fi făcută, da? Rotativa se va întâmpla undeva la sfârșitul lunii mai, când este de presupus că Partidul Național Liberal va ceda funcția de prim-ministru către Partidul Social Democrat, respectiv către Marcel Ciolacu. Dacă se va întâmpla asta, multe voci și mulți analiști spun că va fi tot ok. Dar dacă nu se va întâmpla asta, vom asista la un fel de spirit acesta de rebeliune, ca să spun așa. Credeți că între cele două mari formațiuni politice, cei doi titani, că ăștia până la urmă sunt cei care ne-au definit scena politică în ultimii 10-15 ani de acum încolo, va exista o rotație de cadre, fie îngăduită această experiență, într-un mod bonom, într-un mod de bon simț, sau din potrivă vor începe, ați văzut cum sunt tauria furioși, stă să uită unul la altul, să adorme, că și după aia încep să dă unul între altul să ciognească? Sincer să vă spun, n-aș ști ce se va întâmpla exact, dar ce mi-aș dori eu este să se continue cu această formulă și vă spun și de ce. Dacă facem o paralelă cu ceea ce facem noi pe un Consiliu Local, rolul nostru este foarte clar, acela de a oferi stabilitate în Consiliul Local, de a oferi posibilitatea executivului să-și desfășoare activitatea fără întrerupere. Și atunci, ce văd eu este că această alianță este o alianță a stabilității pentru țara noastră și în același timp cred eu că o rotativă ar fi benefică atâta timp cât aceasta a fost înțelegerea și ar da undeva încrederea acestei alianțe să meargă mai departe, dat fiind faptul că respectă înțelegerile inițiale. Și atunci, dacă va avea loc această rotativă, eu cred că alianța poate continua și chiar și dincolo de 2024 și atâta timp cât nu se va vedea o altă alternativă și această alianță funcționează, de ce nu să meargă și mai departe după 2024? Asta ați făcut o trimitere în modul elegant și diplomat care vă caracterizează, dar totuși alianța asta funcționează la București. La Craiova nu prea văd funcționează, văd că funcționează cu Peru. De ce există această dublă măsură? Ce se întâmplă? Ce n-a funcționat bine? Ce se întâmplă pe linia roșie între București și Craiova? Nu știu, s-a scurt-circuitat între timp, ajunge, se bifurcă, ajunge la PSD ceva, la PNL aici altceva, pentru că aici am văzut, avem o minunăție de conducere și o să discutăm în perioada următoare despre conducerea PNL Dulci. Din ce am văzut, este o autonomie la nivel de politică locală pentru aceste partide și atunci fiecare partid își are propria viziune asupra cum ar trebui să fie administrat orașul. Dar din ce am văzut, da, alianța este la nivel de guvern, la nivel local mai puțin, deși să știți că atunci când proiectele sunt benefice pentru oraș, nici consilierii PNL nu se dau înlături de a vota proiectele executivului și cred eu că asta ar fi normalitatea până la urmă. Proiectele practic sunt în slujba cetățenilor și atâta timp cât culoarea politică este mai puțin importantă și cetățeanul este pus în mijloc, atunci putem să avem o colaborare și la nivel local între cele două partide și cred eu că a fost de multe ori. Am văzut că recent au venit și cele tramvaie, a fost acum cred că nici o oră, doamna primar Liviu Alguța Vasilescu din Craiova aici a făcut o tură cu aceste tramvaie, au fost inaugurate, existau foarte multe voci că vezi, doamne, aceste tramvaie, ba nu știu ce defect, ba nu pot fi puse în circulație, ba e tăcă, e tăcă, că o fel de nod în papură. Iată că până la urmă s-a reușit punerea acestor tramvaie în funcțiune. Ce înseamnă pentru Craiova aceste tramvaie și până la urmă faptul că majoritatea pe care o aveți în Consiliul Local și-a dus la bun sfârșit mandatul pe care îl are în privința achiziționării acestor mijloace de transport de ultimă generație și ce aveți de făcut în perioada următoare pentru modernizarea transportului de la nivel local, deci din Craiova. Așa este. Transportul public este practic unul dintre pilonii principali de calitatea vieții pentru orice cetățean. În orice oraș dezvoltat, transportul public este o prioritate în a fi eficientizat și modernizat și adus la niște standarde la care oamenii să-și dorească să-l folosească și să undeva să lase pe românește mașinile personale acasă. Ne bucurăm să vedem aceste tramvaie pentru că, vă spun sincer, cu celelalte am crescut de când eram mic. Din ce am înțeles, cel aveți mai o relație încă din copilărie, putem spune, din anii 60, așa că concurează cu părinții mei. Cred la vârstă. Și, noastră, da. Și atunci, văzând aceste tramvaie, care vă spun sincer, le-am văzut într-o formă asemănătoare în afară, în țări precum Germania, Austria și așa mai departe, reprezintă un plus pentru noi pentru că îi crește atractivitatea cetățeanului de rând să folosească mijlocul de transport în comun, pentru că are niște condiții ca în Europa. Și în același timp investim foarte mult și în transportul în comun alternativ, mă refer aici la autobuze, care acum știu că o să se achiziționeze, de fapt s-au achiziționat, trebuie să fie livrate 30 de autobuze electrice de 12 metri și transportul public va fi în sfârșit extins și în zona metropolitană în Craiova, pentru că asta era una dintre problemele pe care ne confruntam. Foarte mulți craioveni și-au mutat practic domiciliul sau reședința în afara Craiovei și practic în comunele aceste limitrofe
transportul public din Craiova-Ratu nu ajungea. Da. Și nu ajungea. Și acum, odată cu dezvoltarea acestei zone metropolitane, ascultăm să aproape tot, Șimnicul de Sus, Ghercești, Cârcea și zona cealaltă. Deci, practic, vorbim de o extindere care Malul Mare va acoperi aproape toată zona aceasta metropolitană și, până la urmă, craiovenii care au decis să mute undeva mai în zona metropolitană și să lucreze în centru, cred că e un avantaj uriaș să nu mai folosească mașinile, să nu mai sufoce centrul Craiovei, pentru că infrastructura rutieră aproape e aceeași, dar numărul de autovehicule s-a înzecit, cred că, din perioada în care era proiectată astfel de infrastructură rutieră. Vă spun sincer, atât infrastructura rutieră cât și zonele rezidențiale nu sunt proiectate pentru numărul de mașini pe care le avem astăzi în Craiova. Aveam la un moment dat o intervenție în Consiliu și explicam că în zona în care locuiesc eu, pe bulevardul principal al orașului, am făcut o medie a numărului de locuri de parcare raportat la numărul de apartamente. Și numărând fizic, efectiv, mergând prin curtea blocului și numărând locurile de parcare amenajate, am constatat că aveam un loc de parcare la 3 apartamente. Ori, este o cifră care nu o poți modifica foarte ușor, pentru că până la urmă, zona respectivă, zona rezidențială a fost deja proiectată prin anii 50-60 când s-a făcut. Și nu ai unde să extinzi locurile de parcare. Încercăm să creăm parcări supraetajate în zonele în care sunt foarte aglomerate în Craiova, dar nu o să putem să rezolvăm problema parcărilor peste tot, care e una dintre chestiunile care constant ni s-a arătat că este o problemă pentru cetățean. Și atunci, mijloacele de transport în comun, moderne, eficiente, pot fi o soluție pentru a reduce practic numărul de mașini sau măcar utilizarea lor în mod constant, și atunci cred eu că asta ar duce la îmbunătățirea calității vieții pentru oameni, dar nu numai, pentru că sunt mulți care se bazează pe transportul public și atunci, oferindu-le condițiile cele mai bune, le practic le facem un serviciu lor. Să știți că telespectatorii ne ceartă în egală măsură și pe mine și cred că mai ales pe dumneavoastră, că probabil eu nu v-am întrebat și asta nu ați răspuns, cine face cărțile în jocurile politice din Craiova și din județul Dolci? Ar trebui să fie interesul pentru cetățean. Interesul pentru cetățean, dar în realitate ce se întâmplă? Cărțile, depinde la ce vă referiți sau la ce se referă cetățeanul care ne adresează această întrebare. Cărțile ar trebui să se facă în Consiliu pentru buna desfășurare a activităților executivului. Și atunci nu văd de ce... Păi și la județ de ce se poate, domnul Octavian, și la municipiu nu se poate? La județ lucrează foarte bine, e liniște acolo și la municipiu tot timpul e că după colț, dă cu ceva și pe aia se ascunde iar. Este multă gălăgie, volumul este ridicat, dar să știți că proiectele trec. Nu este o problemă de funcționare a Consiliului. Într-adevăr, sunt multe opinii, fiecare vrea să-și pună cuvântul și în același timp... Bun, vorbim acolo de opinii divergente, vorbim de orgolii mai mari, vorbim, nu știu, de viziuni diferite care se bat cap în cap, vorbim de dorință de propagandă a unora în detrimentul proiectelor de infrastructură care trebuie să treacă și care veniți de Craiova. Adică ce se întâmplă acolo? Totuși că în ședințele de Consiliu de Țării foarte multă liniște, trec proiectele fără niciun fel de problemă, nu asistăm la ieșiri vocale, ca să spun așa, schimb la Consiliul Municipal Craiova acolo, adică nu prea are legătură ce se întâmplă în Consiliul Județean cu ceea ce se întâmplă în Consiliul Municipal. Foarte multă, nu ceartă, e impropriu spus acesta. Vorbim foarte multe orgolii, exact, dumneavoastră ați definite eufemistic opinii puternice, da? Care de regulă sunt destul de contondente, am văzut acolo, că nu se prea împacă unii cu alții. Nici nu știu dacă sunt prea dragi. Cred că sunt viziuni diferite și poate dorința de a fi fost altfel lucrurile, pentru că, știți, majoritatea în Consiliul Local este una destul de fragilă, dat fiind faptul că ăsta a fost votul cetățenilor. Dar, să ne înțelegem, lucrurile funcționează, proiectele de pe ordinea de zi trec în marea lor majoritate, sunt foarte rare cazurile în care un proiect este respins și atunci, dacă este respins, este respins pentru că s-a considerat că nu este de bun augur sau nu este oportun ca el să fie adoptat. Dar, în rest, avem prezentarea punctului de pe ordinea de zi, luări de cuvânt, cum ați spus, mai tăioase, mai săbii, mai așa, dar de cele mai multe ori proiectele trec. Și asta înseamnă că fie consilierii înțeleg necesitatea și iau ocazia faptului că au vorbit în ședință și să expun problemele sau opiniile sau divergențele, dar pentru Craiova, faptul că proiectele de hotărâre trec
Asta este lucrul cel mai important. Vorbim cumva de o frustrare politică care derivă din anul electoral 2020, adică, nu știu, Peru se gândește, bă, dacă mai aveam un consilier, mamă, ce bine era, ce mai făceam eu. PSD-ul la fel, ah, ce m-ar fi ajutat un consilier. PNL-ul la fel, ăștia de la USR nu mai vorbim. Adică există cumva în zona aceasta o nepotriveală, ca să spun așa, socotelilor de acasă, adică de la partid cu cele de la municipiu, de aici, din primăria Craiovei. N-am simțit, sincer să fiu. Cred că au depășit acel moment. A fost momentul de imediat după alegeri, când s-a votat pentru alegerea viceprimarilor și au fost stabilite majoritățile atunci. De atunci, cred că... Agitație mare atunci, da, ne amintim. Agitație mare. Până la urmă, așa s-a ales. Votul, v-am zis, din punctul meu de vedere, votul este reflexia cetățeanului cu privire la ce consideră că care unde s-a dus cu ștampila care să nu ne ducem și noi rapid cu ștampila pe o scurtă pauză de publicitate pe Accent TV Oltenia, după care o să revenim la dezbaterea noastră și despre detalii de culise care există în politica din Craiova, din județul Dolj și de ce nu din toată Oltenia. Publicitate și revenim. Cofetăria Vivien vă așteaptă să vă îndulcească ziua și evenimentele frumoase din viață cu cele mai delicioase prăjituri și torturi speciale preparate cu produse naturale. Vă așteptăm la cofetărie pe strada Constantin Brâncuș, numărul 33, să lăsați o comandă sau puteți suna la 0747 070404. Vivien, cofetăria gusturilor tale! SC Gionageo Speed Trans SRL vă pune la dispoziție servicii diversificate de închiriere camioane cu macara. Deținem personal calificat în exploatarea utilajelor de ridicat, automacarale și macarale telescopice și certificate de garanție și calitate pentru toate dispozitivele de ridicare pe care le punem la dispoziție. Vă asigurăm asistență tehnică și consultanță pentru optimizarea lucrărilor și alegerea optimă a utilajului potrivit pentru solicitările dumneavoastră. Pentru relații și programări sunați la 0722 402 555. Gionageo Speed Trans. Noi suntem soluția pe care o căutați. Viena Medical. Viena Medical oferă servicii medicale la cele mai înalte standarde. Neurologie, neurochirurgie, cardiologie, diabetologie, ORL, pneumologie, ortopedie, psihiatrie, medicină internă, chirurgie vasculară și generală, urologie, obstetrică și ginecologie, pediatrie, nefrologie și gastroenterologie. Acum și în Târgu Jiu, laboratoarele Regina Maria vin în ajutorul sănătății dumneavoastră cu un pachet de peste 1600 de analize, inclusiv litotriția extracorporală. Sunt doar câteva motive să alegi cu încredere echipa Viena Medical. Așteptăm în Târgu Jiu, strada Bicaz, numărul 48, bloc 48, parter sau pentru programări la telefon 0721 259 999 și 0353 56 56 56. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi Auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni. Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Vino și califică-te în unul din cele 10 sedii ACCRC internațional din țară. Portofoliul nostru de cursuri este pregătit pentru tine. Avem o gamă largă de peste 150 de cursuri pregătite să te inițieze în noua ta carieră de succes. Fie că dorești să pornești o firmă sau vrei să înveți tainele bucătăriei sau contabilității, noi îți stăm la dispoziție. La final vei primi diploma recunoscută de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale. Relații la sediul din Târgu Jiu, județul Gorj, strada Traian, bloc 9, birou 4, parter, la numerele de telefon
telefon 0353 418580, 0761 909534 sau pe www.accrcinternational.com. Clinica de frumusețe Estetica, cu o vechime de peste 15 ani, în Târgu Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, bloc 26 parter, vis-a-vis de Liceul Teologic. Vă așteaptă într-un mediu ambiant cu servicii de calitate pentru frumusețea dumneavoastră. Cosmetică, estetică facială și corporală, masaj, tunel, manicură, coafură, micropigmentare și multe alte servicii de înfrumusețare. Programări la numărul de telefon 0765 166 477. Clinica de frumusețe Estetica îți face viața mai frumoasă. Știm că a fost greu să stai acasă, dar ai reușit. Nu o să spunem că va fi mai simplu de acum încolo, pentru că nu știm. Ce știm e că nu o să ne oprim. Nici noi, nici tu. Depinde de noi toți să mergem mai departe. Fan Courier. Livrăm în continuare, oriunde, cu plăcere. Intră pe nuneoprim.ro și vezi cum putem avea grijă unii de alții. Da, doamnelor, cine face cărțile în politica din Craiova, județul Gorj și nu numai în această zonă, ci și în Oltenia. Dezbatem acest subiect împreună cu dumneavoastră și cu invitatul nostru, domnul Marinescu Octavian. Și înainte de pauza de publicitate vorbeam de modul acesta în care se manifestă administrația publică aici la nivel local în Craiova și ce nu și la nivel de Dorj, pentru că e oarecum o antiteză așa în Consiliul Județean. E foarte multă liniște, lucrurile sunt foarte așezate, iar la primăria municipiului Craiova, datorită orgoliilor foarte mari, datorită unor viziuni diferite, da? Se cam încing spiritele rapid și e nevoie de foarte mult flair, de foarte multă diplomație și de ce nu de foarte multă răbdare ca să pui capac peste toată această, era să zic fiertură, dacă e un cuvânt prea dur, peste toată această agitație. Ați văzut atunci când pui ceva acolo, legume la fir, cum se agită toate și se vor pe acolo, cam exact. Așa e, adică nu știu, să pui capacul sau să dai focul mai încet, care ar fi soluția? Și la final preparatul este delicios. Da, de regulă e în favoarea celor care locuiesc în Craiova. Nu știu dacă neapărat trebuie să căutăm o soluție, pentru că aceste chestiuni undeva, dacă ele își au cursul până acum, vor continua puțin probabil să ne trezim că va fi vreo schimbare majoră. În același timp, mi se pare foarte important să găsim acea soluție de a conlucra atunci când este nevoie și când sunt chestiuni de interes pentru oraș. Dat fiind faptul că foarte multe proiecte care sunt în perioada aceasta, sunt proiecte pe absorpție de fonduri europene, sunt proiecte de dezvoltare a orașului, este o strategie de dezvoltare a orașului. Cred eu că undeva aceste discuții în Consiliu, cu toate că vor rămâne, vor fi o chestiune secundară și principalul lucru va fi acel efort din partea Consiliului de a sprijini proiectele executivului, care cred eu că au o direcție destul de clară până acum și una destul de bine definită și gândită spre progresul orașului. Să știți că președintele partidului EPER este domnul Antonie Solomon, pe care îl știe deja toată lumea, deja un brand al Olteniei. Când spui Antonie Solomon, spui Craiova și unul dintre cele mai cunoscute persoane din mediul politic și nu numai din, de aici, din Oltenia. Domnul Solomon este destul de greu de ținut în frâu, ca să spun așa, adică în momentul când are ceva de spus, nu stă la discuție, în secunda a doua și rezolvat cazul. Cum funcționează alianța cu Partidul Social Democrat? Pentru că și Partidul Social Democrat este un partid care abordează de multe ori cu tact, cu foarte multă diplomație anumite zone de interes politic, dar câteodată le mai și încurcă, deci cu un stâng, cu un dreptul, pentru că de regulă politica e făcută de oameni și oamenii mai greșesc, să supuși și greșeli, fie datorită faptului că sunt prost informați, fie datorită faptului că nu cunosc persoana cu care pe care o au în față și cu care discută, sau pe de altă parte propria lor viziune nu se potrivește cu acea persoană din față sau a partidului din care face parte. Ați punctat bine, dincolo de personalitatea vulcanică a domnului Solomon, care din punctul de vedere, nu pot să spun că am văzut-o în acțiune exact, pentru că la momentul când era dânsul primar, eu eram încă destul de tânăr și nu eram foarte atent pe partea aceasta de politică, dar deși nu pot să vorbesc în numele dânsului, alianța funcționează și lucrurile merg destul de bine.
în sensul în care a existat tot timpul ușa deschisă către PR cu privire la proiecte și chestiuni care țin de inițiative din partea noastră. Ne-a ajutat foarte mult și faptul că în campania electorală am avut undeva o agendă asemănătoare cu cea a Partidului Social Democrat și ne-a fost ușor să integrăm aceste două programe ale noastre. Dar, dincolo de asta, cred că această alianță a fost undeva una naturală. Dat fiind faptul că și domnul Solomon își dorește foarte mult ca să avem în prim plan dezvoltarea Craiovei și a județului, faptul că PSD face eforturi în acest sens, cred eu că undeva lucrurile s-au legat de la sine și vor continua și de acum încolo, dat fiind faptul că alianța este una activă și cred că va rămâne mult timp de acum încolo. Și este ciudat, Solomon este vicepreședintele Consiliului Județean, iar pe de altă parte doamna Lia Olguța Vasilescu este primarul municipiului Craiova. Mi-ar fi plăcut totuși să-l fi văzut pe domnul Solomon în cadrul municipiului Craiova, nu la Consiliul Județean, pentru că, pe dincolo, da, pentru că dincolo de valoarea politică pe care o reprezintă fiecare în parte și, bineînțeles, validată de structura electorală din perioada în care au fost alegeri în 2020 și respectiv când a avut domnul Solomon mandatele de primar al municipiului Craiova, da? Experiența lor vorbește mai mult decât am putea o să o facem noi în momentul de față aici în studio. Dar astfel, două persoane atât de puternice, atât de vulcanice, cum ai punctat bine, da? Ar face, cred că, deliciu celor care ar fi din mass media și numai să-i vedem puși la aceeași masă a ședinței de Consiliu Local, dând partide diferite pe anumite proiecte care trebuie să reprezinte și să definească Craiova în următorii, nu știu, un an, 2, 3, 4, 5 ani de zile. Adică mie mi-ar place mult mai bine să-l văd la masă pe domnul Solomon alături de domnul Leorgu Sărăsescu decât acolo în Consiliul Județean, unde acolo este foarte multă liniște, adică eu nu știu, mă miru, nu se plictisește pe acolo în Consiliul Județean, l-aș întreba, adică nu vii acolo un pic unde e nevoie de război și un pic de rebeliune? Trebuie să le întrebați direct. Din punctul o să-l întreb pe domnul Solomon cu certitudine în perioada următoare. Din punctul meu de vedere, fiecare dintre ei a ajutat la dezvoltarea Craiovei într-o etapă diferită a orașului. Domnul Solomon a preluat într-o anumită perioadă cu anumite necesități, cu anumite nevoi din partea cetățenilor și a orașului. Doamna Olguța Vasilescu a preluat în altă perioadă, cu alte nevoi, cu altă etapă de dezvoltare pentru orașul nostru. În același timp, cred eu că expertiza dânsului poate să ajute foarte mult și județul. În același timp, pentru că venind cu acest bagaj de reușite pentru Craiova, administrație, omul, că e corect, clar, poate să vină să dea o mână de ajutor în orice instituție. Și atunci, aceste circumstanțe au dus ca el să ajungă în Consiliul Județean și cred eu că poate încă să aducă un plus foarte mare funcționării Consiliului. Din punctul ăsta de vedere, cred că o experiență de două mandate de primar poate să ajute practic în orice circumstanță ce ține de administrație publică. Având în vedere că sunteți un tânăr politician, prin intermediul Consiliului Municipal de Craiova încercați să vă valorificați valențele către zona administrativă, da? Ce facem, aș vrea să vă întreb, cu oamenii simpli, printre care mă număr și eu aici, da? Care se confruntă cu această creștere a prețurilor la alimente de zi cu zi, la carburanți, vedem cum stăm, adică în momentul în care intri într-un supermarket, într-un magazin, cum vrei să spui asta, da? Te doare mintea când te uiți la prețul la ulei, la zahăr, la făină, la pâine și așa mai departe, încât din salariul minim pe economie, da? Eu cred că devine aproape imposibil să trăiești fără a avea un ajutor din altă parte, din exterior, fie mamă, fie tată, fie cineva care muncește în străinătate și așa mai departe. Din păcate, să știți că vă dau dreptate și nici nu pot să vă dau o soluție. Perioada aceasta am resimțit-o cam toți. Aceste creșteri necontrolate de prețuri s-au simțit în buzunarul fiecărui cetățean, inclusiv la mine. Îmi dau seama că merg în supermarket și eu am niște așteptări cu privire la cât va fi coșul de cumpărături și la final stau să mă gândesc dacă am suficienți bani la mine cât să plătesc. În același timp, am mai văzut o chestiune, dacă în anii trecuți, lunile trecute înainte de această creștere a prețurilor, la final de lună mai rămânea ceva din salariu, acum, cum ziceți, dăm din colț în colț pe final și încerc să găsesc soluții să pot să-mi acopăr cheltuielile. Într-adevăr, nici eu nu-mi explic cum pot să trăiască oamenii cu salariu minim pe economie și cred că este o situație care trebuie rezolvată rapid. Trebuie găsite soluții de majorare a acestui salariu minim pe economie și trebuie găsite mai multe instrumente de protecție socială, pentru că asta e un lucru care au nevoie oamenii în perioada aceasta. Degeaba vii cu inițiative de dezvoltare economică, de investiții, de infrastructură, pentru că oamenii au probleme și nevoi exact acum. Și acum trebuie găsite soluții pentru a fi protejați cei vulnerabili și găsit acel nucleu de oameni care trebuie să fie ajutorați în această perioadă
încât să nu se resimtă atât de puternic aceste valori de creștere de prețuri, care cred eu că nu s-au oprit și vor continua. Eu cred că am trecut prin prima iarnă grea, urmează una și mai grea și cred că ar trebui să ne gândim de acum încolo ce soluții avem pentru anul acesta, nu pentru 5 ani, peste 10 ani și așa mai departe. Că eu așa văd lucrurile. E important să investim în dezvoltarea economică a țării, dar trebuie avută mare atenție la prezent și la problemele oamenilor care sunt de ordinul de pe azi pe mâine. Dumneavoastră ați intrat într-o zonă foarte dramatică, dar reală și cât se poate de adevărată, a modului în care se manifestă aceste scumpiri. Eu aș vrea să ne destindem un pic și să punctăm foarte bine ceea ce a spus dumneavoastră. Pe intermediul căreia am aici un coleg de platou care vineri ne-a amenințat că va ține dietă și va fi tot ok și acum ne-a trezit după ce a trecut weekendul că a venit un pic mai plinuț decât a fost la început de weekend. Așa că soluția este, cum a spus dumneavoastră, coșul de cumpărături mai ușor, adică în care l-ai mai ușor, automat se manifestă și la cum arăți. Eu măcar recunosc că am o problemă, dar el măcar ne-a ținut aici o teorie că o să vină, o să ne arate și, din nefericire, rezultatele nu au așteptat. Prin urmare, dacă tăiem un pic de la alimentație, vedem și rezultatele, dar să știți că una e să ții dietă, la ce glurâ de noi glumim acum, da? În modul controlat să încerci să ai rezultate din punct de vedere sănătății, dar alta e să fii forțat din punct de vedere financiar să faci asta, să fii constrâns efectiv, să te duci să te uiți pe galantarele la supermarketul, la magazin, da? Nu știu, să-ți durească sufletul, nu știu, un corp cu ciocolată, o ciocolată, o napolitană, așa, și să nu ai resursele financiare pentru a cumpăra acele lucruri. E dureros pentru că ne amintește de perioada înainte de 1989 și în același timp cei care au trăit în acele două regimuri și înainte de 1989 și au văzut cum funcționa și cel prezent, manifestă oarecum o asemănare, o similitudine, deși atunci vorbeam de comunism și acum vorbim de capitalism, adică ei sub nicio formă nu au avut resursele financiare pentru a trăi așa cum și-au dorit. Nu cumva este o durere sufletească pe care oricât am încercat noi ca instituție de presă aici sau dumneavoastră ca politicieni să o alinați, nu avem cum, pentru că nu că nu înțelegem, nu putem efectiv, avem neputința aceasta de a ajuta și de a implica în vieți, în viețile lor, să îi ducem acolo unde își dorește ei să fie cu adevărat? Să știți că ați deschis un subiect care cred eu că e mult mai de interes decât tot ce am vorbit în prima parte a emisiunii, și anume partea aceasta de politică, partea de discuții în Consiliu și așa mai departe, pentru că atunci când stai să te gândești care sunt problemele reale ale oamenilor, toate aceste lucruri devin cel puțin secundare, dacă Pălesc, nu exact, nesemnificative. Da. Și atunci, partea aceasta socială, partea aceasta de asistență a cetățenilor în perioada aceasta, capătă o dimensiune foarte importantă, în sensul în care una este să ai o problemă în Consiliu, că nu ai o stradă asfaltată, că nu ai serviciu de ridicare a deșeurilor la timp, și alta este să fii în situația în care nu poți să ajuți cetățenii să își asigure cheltuielile de lună de lună, și atunci tot ce înseamnă partea de politică devine undeva nesemnificativă. Nu, nu interesează. Oamenii, nu să știți, tratează corect credință lucrurile astea câtă vreme ei. Bine, nu are, nu știu, vrea să-și ia o sticlă de ulei. Acum noi glumim, vorbim de un corn cu ciocolată sau ceva. Oamenii nu au bani să-și ia ulei, nu au bani să-și ia o pungă de zahăr, să-și facă două, trei gogoși dintr-un aluată de făină și puțin zahăr. Adică trăim cu adevărat o tragedie prin intermediul cărora politica, ceea ce faceți dumneavoastră, ceea ce face noi presa aici, nu înseamnă nimic în fața necesităților lor zilnice. Aici este punctul nevralgic în care trebuie să implicăm cu toții să-i ajutăm, dar din nefericire puterea noastră la nivelul municipiului care va este limitată, puterea guvernului este limitată, da? Puterea Consiliului Județean este limitată, numai într-o conlucrare între acești factori pot conduce la rezultate pentru ei, dar această conlucrare din nefericire datorită orgolilor politicii, proiectelor, lipsi de viziune, etc., etc., sunt atât de mult scindate încât nu putem să ne implicăm într-un mod activ pentru a ajuta să iasă din situația dificilă în care se află. Este și, din păcate, să știți că odată cu neputința aceasta, trebuie să ne gândim și la faptul că toată activitatea noastră undeva ar trebui cumva dirijată și către ajutorarea oamenilor și către a face acele proiecte și acele inițiative care ajută omul de rând și îi dă un minim de confort. Bineînțeles, aceste chestiuni, după părerea mea, sunt chestiuni care ar trebui tratate la nivel mai sus, la nivel de guvern, la nivel de inițiative legislative. Cred că acolo ar trebui să fie primii care ar trebui să se gândească, pentru că sunt și primii care au controlul asupra finanțelor țării. Și atunci, consiliile locale poate ar juca un rol foarte important, dar unul secundar de asistență a acestor programe, de a ajuta să se distribuie și să se identifice nevoile oamenilor. Și atunci, cred că rolul nostru ar fi unul important și politica cred că nici n-ar mai conta în cazul de asta. Deci, apropo de ce spuneți dumneavoastră, să știți că avem bani europeni pentru aceste lucruri,
avem resursele bugetare pentru a reuși să transformăm în un pic mai bine viața acestor oameni, dar pe de altă parte cred că lipsește un pic voința politică, pentru că nu există o axă, ca să spun așa, un fir roșu între OAT-urile, fie că e vorba de comune, municipii, orașe, da, consiliile județene și firul direct cu București. Undeva se rupe, se scindează această legătură și de aici derivă ca un tăvăloc din acela care se crește ca un bulgăre de zăpadă, da, o serie întreagă de probleme până care nu mai au rezolvare, adică Consiliul Județean dă vina pe OAT-uri, OAT-uri pe CJ-ul, cei de la centru de la București dau vina pe centrele locale și așa mai departe și până la urmă nimeni nu și-a asumat această vină în încercarea de a interveni pentru a schimba viața celor oameni. Cumva, pe de-o parte, vorbim de o lipsă de coerență în exercitarea actului administrativ din cauza formațiunilor politice sau vorbim de, nu știu, m-aș gândi aici un termen, ca să nu folosesc un termen prea dur, nepăsare, indiferență, indolență, nu știu care ar fi termenul potrivit, dar să facem o analiză sociologică la ce se întâmplă în prezent în aceste medii defavorizate, prin intermediul cărora nu se încurajează prea mult inițiativele ONG-urilor sau acelor din mediul privat, bani împotrivă să lăsați undeva oarecum să boltească prin intermediul unor măsuri de asistență socială care, știm bine, de regulă conduc la rezultate contrare așteptărilor celor care sunt în administrațiile publice locale. Cred eu că undeva adevărul este la mijloc și cred că foarte important ar fi să facem și o analiză, pentru că ați menționat la un moment dat proiectele pe fonduri europene, deși eu sunt pro-Europa și mă bucur că avem această resursă de a accesa fonduri europene, ar trebui să ne aplicăm și asupra ideii că aceste fonduri europene câteodată nu sunt neapărat proiectate pentru nevoile regionale sau locale. Văd foarte multe ori proiecte europene destul de mari, pe sume foarte mari, valori finanțate complet. Vedeți ce spune, să nu se lipească repede, că sunt ăștia cu eticheta, cu putiniștii, s-a văzut acum. Orice spune eu rău, ești putinist, bam, vine cu eticheta. Vreau să spun altceva. Vreau să spun faptul că de multe ori proiectele europene, cu toate că sunt bani absorbiți, sunt bani bineveniți, nu sunt neapărat direcționate către nevoile imediate ale orașului sau ale județului și mai mult sunt pe baza unor directive europene care nu sunt tot timpul legate la realitate, ca să le spun așa. Pentru că nu poți să vii cu niște inițiative în zona de sport cultural când oamenii nu au cu ce să-și facă cumpărăturile. Nu poți să vii cu proiecte de infrastructură de un anumit tip când în altă parte a județului se pune problema că nu există asfalt și că drumurile sunt din glie. Deci asta vreau să ajung la chestiunea. Proiectele europene sunt bune, sunt importante, dar în același timp nu știu dacă sunt neapărat direcționate către nevoile oamenilor imediate. Ați punctat extraordinar de bine, pentru că una dintre problemele pe care dumneavoastră, la care ați făcut trimitere, da, sunt doar acele stații electrice pe care le fac, culmea, le implementează OAT-urile, primările de comune, primările de oraș, dune, el nu au infrastructura pentru a asigura mentenanța acelor stații de încărcare electrice, nu au personal, nu au metoda de plată, dar și nu le dă, domnule, la PECO-uri, că toată lumea înjură la PECO-uri, dă-le, domnule, că ăștia au infrastructura, cum să pui în sarcina primăriei mentenanța celor stații de încărcare electrică. Adică aici mi se pare o aberație, pentru că va interveni posibilitatea de a plăti. Fie că vrei să plătești cash, fie că vrei să plătești cu card, unde plătești? Să strică, nu știu, cablul acela, ce dracu să strică la ele, ce faci? Îl sun pe ăla de la tramvai, bă, du-te și repară-o pe ăla. Adică mie mi se pare o aberație modul în care au fost gândite aceste proiecte europene și în care au fost puse în practică. Adică exemplul acesta de stații de încărcare electrică cred că e cel mai elocvent exemplu. Și cred că mai sunt și cred că la un moment dat se duce într-o zonă în care utilitatea lor este dată strict de cheltuiala care se face la nivel de țară și taxele care sunt imediat extrase din acea tranzacție. Asta a durut rău ce a spus, a durut rău dar de tot. Unele dintre aceste cuvinte ne doare chiar, și sunt bine punctate. Chiar par nu neapărat nefolositoare, cât inoportune. Ok, au utilitatea lor, dar poate banii respectivi am fi vrut să-i folosim altfel, plus să nu uităm de faptul că multe vin cu niște condiții atașate. Condiții care sunt nu neapărat în imediat beneficiu omului pentru care ar trebui să fie acele fonduri, ci mai degrabă sunt după o anumită coerență, după anumite standarde europene, iar nu trebuie să uităm... Sunt purtătoare de fiscalitate, are să spunem, de fiscalitate exact excesivă, care ulterior se întoarce la... Hai să nu folosesc un termen foarte complex, da, dar... Păi cam despre asta e vorba, deci ați explicat în termeni mult mai simpli ceea ce am sintetizat eu, dar vorbim de o fiscalitate care o comportă acea investiție care se face. Eu vin practic din mediul privat și vă spun sincer, tot timpul când mi s-a
pus problema să accesez fonduri europene pe firmă, am stat și m-am uitat la ce pot să folosesc acele fonduri europene și tot timpul mă loveam de această chestiune că în mare parte trebuia să fac achiziție de echipamente. Eu poate aveam nevoie de parte de marketing în firmă sau aveam nevoie de cheltuieli cu resursa umană, da, cu personalul. Ei, condițiile îmi cereau ca eu să fac, de exemplu, 50% achiziție de echipamente. Păi eu pe domeniul IT nu aveam nevoie de atâtea echipamente și atunci eu făceam o risipă fantastică pe acele echipamente când eu utilizam poate 10-20% din ele, restul era obligație ca să eu să accesez restul de bani. Când văd chestiunile din acestea, pot să spun că mă și descurajează și descurajau pe mulți antreprenori la perioada respectivă. Pentru că acele fonduri, cu toate că păreau foarte bune, veneau cu un bagaj de obligații care pe termen mediu și lung puneau firma într-o dificultate. Vorbim de un grad în momentul în care abordezi aceste foduri, trebuie să știi să nu cumva ca din sfera benefică care a trebuit să fie dat, se transformă într-o zonă de toxicitate financiară pentru tine și pentru compania ta. Asta încercăm să-i spunem și colegului nostru de aici din platou, care s-a dovedit să mare crescător de albine. Iar revenim la el, da, pe fonduri europene. Să știți că, de regulă, Uniunea Europeană, ce am văzut eu, îți dă cu o mână, dar să nu te aștepți că doar îți dă cu o mână și cu cealaltă. Stai și te uită la tine să vezi, mamă, ce frumos ai crescut, felicitări, eu sunt alături de tine și nu mai vreau nimic. Asta odată și v-am zis, din punctul meu de vedere, atunci când se proiectează aceste fonduri europene, mă refer la accesarea și utilizarea lor, trebuie cumva avut mai multă concentrare asupra imediat beneficiile pe care le are, dar foarte important obligațiile pe care le ai, pentru că acele obligații se transformă câteodată, vă spun și de ce spun treaba asta, eu pentru mine mi-am făcut tot tipul calcule și după ce terminam calculele respective, îmi dădeam seama că era mai ieftin să mă duc să iau un împrumut la bancă. Asta le spun și eu la marea majoritate, asta am spus și lui colegul, asta am spus tot. Bă, fraților, dacă vreți să faceți, vă luați mai un împrumut la bancă, că ieșiți mult mai ieftin decât a face chestiunea asta. Unul la mână, doi la mână, structura aceasta de fonduri europene pe care o avem, să știți dacă ați făcut noastră trimitere, da? O avem până undeva în 2030, vorbim de 2020-2027, dar de fapt știm foarte bine, s-a întârziat cu un an jumate, doi, mergem până în 2030, deci pe zona de fonduri europene, gata, încheiat, adică știm exact ce se va întâmpla până în 2030. Dacă vrem o altă șansă, băieți, vorbim din 2030 încolo, cam până aici, jocul e încheiat până în 2030 din punctul ăsta de vedere și la ce avem la disponibilitate. Asta a negociat România, asta a primit. Bine, n-ați negociat dumneavoastră, a negociat Onor Donu Ghinea. Îi încurajăm pe oameni foarte mult. Da, da, da. Vă rog, ne apropiem cu pași de peste finalul emisiunii, o concluzie a dezbaterii noastre și un mesaj pentru telespectatorii care ne următ în această seară pe Accent TV Oltenia. Da. Ca și concluzie, vă spun sincer, mă bucur că am venit astăzi și am putut să discut despre Consiliu, lucru care am evitat să-l fac de multe ori, pentru că Consiliul Local, după părerea mea, este acea entitate de deliberare care ar trebui să vină să discute într-adevăr proiectele, dar în același timp să ajute executivul să le ducă la îndeplinire. Și atunci m-am bucurat să pot să discut și să pot să dezbat chestiuni care de obicei nu intru în ele și le tratez strict în Consiliu. În ceea ce privesc oamenii, aș vrea să le transmit faptul că, cu toate că noi avem aceste ședințe de Consiliu mai aprinse, însă nu uite că majoritatea consilierilor au fost aleși de cetățeni și de obicei și în cele mai multe situații sunt în slujba cetățeanului și vor ca proiectele noastre să meargă mai departe, chiar și consilierii din opoziție. Și îi sfătuiesc să se uite din ce în ce mai mult la ședințele noastre sau măcar la un rezumat al lor, să vadă că lucrurile funcționează, orașul are o strategie și ne zbatem să aducem o dezvoltare orașului. Atât pentru această seară, doamnelor și domnilor, Octavian Marinescu, consilier pe care vă alături de dumneavoastră și de noi. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături de programele noastre Accent TV Oltenia și că ascultați Radio Accent Oltenia 96,2 FM, muzică bună și știri de actualitate pentru noastră și rămâneți alături de programele noastre de muzică populară. Urmează cât de curând invitat Gheorghe al nostru, așa cum îi place să spună, domnul Gheorghe Roșoga, la invitația noastră și a colegei mele care prezintă emisiunea de muzică populară. În câteva minute urmează aici pe Accent TV Oltenia Cristiana Buzatu și dedicații, de asemenea puteți intra în direct să faceți pentru cei dragi și pentru persoanele apropiate de sufletele dumneavoastră. La revedere, numai bine!